Salut și bine ai venit la Cum devii, emisiunea eJobs în care stăm de vorbă cu diversi specialiști și aflăm exact pașii care trebuie parcurși pentru a obține un job ca al lor. Eu sunt Iulia și hai să facem cunoștință cu invitatul nostru de azi. Lângă mine o am pe Irina Voina, fondatorul și creatorul brandului de haine Ivy, haine pe care cel mai probabil le-ai văzut deja pe internet sau la TV, purtate de artiști și personalități precum Smiley, Feli, Andy Moisescu și Pavel Bartoș. Irina, mersi mult că ți-ai făcut timp să vorbim astăzi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Spune-mi, te rog, care a fost click-ul pentru tine? Când și cum ți-ai dat seama că vrei să faci design vestimentar? Am avut norocul să-mi dau seama încă de la 5 ani. Părinții mei au avut o fabrică de confecții, o perioadă destul de lungă de timp și așa că stăteam mult timp prin atelier, făceam schițe, rugam oamenii din atelier să-mi facă haine, să mă ajute să fac haine pentru păpuși, ulterior și pentru mine. Așa că am crescut în mediul ăsta. Bunica mea la fel a fost croitoreasă pe vremea lui Ceaușescu, m-a învățat să croiesc, să fac tipare. Și m-a influențat foarte mult aspectul ăsta din familie, practic, mediul în care am crescut. Ce tare, dar tu ai și studiat oficial, nu, designul vestimentar. Poți să spui un pic despre studiile tale? Da, dacă vrei, îți fac așa un mic rezumat încă din copilărie. Practic, după ce mi-am dat seama că vreau să fac design vestimentar, chiar am stat și am analizat foarte bine cum pot să ajung să fac facultatea la design vestimentar. Și mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să studiez în afară, pentru că mi se părea că sunt mult mai conectat la industrie și era mult mai avansată și mai ancorată în realitatea momentului de atunci, practic facultatea din afară. Și atunci am decis să mă mut la București la 15 ani, la liceu, unde am și studiat împreună, da? La un liceu bilingv special ca să pot pleca în UK ulterior. Am terminat acolo ultimii 2 ani de liceu și am aplicat la facultate prin sistemul lor. Și cum a fost experiența facultății acolo? A fost una fabuloasă, aș putea spune, da. Da, și experiența liceului și a facultății a fost foarte călduroasă. Am simțit că pot să cresc cu colegii mei, adică nu era o competiție negativă. Ne ajutam foarte mult, lucram împreună la proiecte, ne-am creat grupul nostru în care chiar puteam să dezbatem idei și să ne ajutăm unii pe alții. Aveam atelier propriu în facultate unde trebuia să facem singur hainele, evident. Și a fost, chiar a fost o experiență unică pentru mine. Care sunt, din punctul tău de vedere, cele mai importante materii sau ateliere pe care le studiezi la fashion design? Ce am simțit că a fost important acolo a fost că profesorii își dădeau seama de skillurile fiecăruia în parte. Adică aveam colegi care erau foarte buni la ilustrație, dar nu atât de bun la a face efectiv hainele. Eu, de exemplu, am avut skill-ul ăsta tehnic dezvoltat încă de mică și atunci aveam o profesoare care mă fura, mă ajuta să chiulez de la ilustrație unde n-aveam nicio treabă și făceam împreună tipare, știi? Că eram cam singura interesată de partea asta și cumva era și încântată că are pe cine să învețe. Da, cred că asta e cel mai important, este să-ți dai seama care sunt skill-urile tale de fapt și de drept, însă e important din punctul meu de vedere să știi să poți să faci haina respectivă, pentru că de la o ilustrație 2, de la a crea o piesă 3D pe care trebuie să știi cum o îmbraci, cum se închide, care este confortul ei, care este croiala pe care ți-o dorești, da, e important să știi și partea tehnică. Dar sunt și designeri care nu știu partea asta tehnică și care doar ilustrează? Da, sunt mulți designeri și chiar un exemplu ultra cunoscut este Dior. Aha. Dior, practic, se retrăgea la casa lui de la țară și făcea câte 300 de schițe odată pentru o colecție și le dădea în 3 ateliere diferite, unde fiecare atelier interpreta schița respectivă în modul lui și el alegea varianta cea mai bună. Wow, ok. Da, adică... Și foarte mult experiment așa. Da, exact. Așa, din punctul meu de vedere, mie mi-e mult mai ușor să colaborez tehnic cu un atelier și să spun concret ce îmi doresc. Mm-hmm. Adică sunt mult mai implicată în haina efectivă care iese. Așa faci și acum când gândești o colecție sau o haină, o piesă vestimentară, o gândești întâi tiparul, cum trebuie făcută efectiv. Da. Ce fain, foarte tare. Și industria la noi s-a schimbat destul de mult față de când ai plecat tu din țară. Ți se pare că acum se poate studia bine designul de fashion și la noi în țară?
Da, clar. În ultimii 10 ani, cel puțin de când m-am reîntors eu în țară, s-a dezvoltat foarte mult. Mi se pare că oamenii sunt mult mai curajoși să experimenteze, să creeze. Asta e de fapt ceva ce simt chiar la nivel mondial, că în ultimii 10 ani oamenii chiar caută să se cunoască, să experimenteze, să se dezvolte creativ, fie că urmează asta ca un job sau ca un simplu hobby și o simplă încărcare emoțională, să spunem. Și da, mi se pare că s-a dezvoltat foarte mult și la noi, în special la Cluj am văzut foarte mulți tineri talentați și chiar am prieteni acolo, dar și la București. Am văzut că sunt mult mai updated. Da. Foarte tare. Crezi că facultatea te ajută să-ți faci un network de alte persoane, de artiști, de oameni care să te ajute să intri mai ușor în industrie? Cu siguranță. Cu siguranță, însă nu știu cât va mai fi asta valabil în următorii 10 ani. Da, pentru că odată cu era internetului, era evenimentelor, cumva mi se pare că oricum suntem mult mai conectați. Dacă ne dorim cu adevărat, putem fi conectați. Da, asta era poate că valabil acum 10 ani, 20 de ani. Erau intrările mult mai fluide în industrie și te ajută să trăiești într-un mediu și să crești într-un mediu care este similar cu ce-ți dorești tu. Să ai colegi cu care poți să dezbați idei, să faci brainstorming, să vezi și alte perspective, alte viziuni. De multe ori când creezi ceva, de cele mai multe ori, 99% din timp, ești subiectiv. Pentru că este ceva din tine, practic. E ceva ce te reprezintă pe tine. De fapt, asta e și creația. E ceva unic, ce iese din fiecare în parte. Și ajută o perspectivă obiectivă sau o privire venită din afară. Asta mi se pare că intrăm cumva natural și în următoarea mea întrebare. Vreau să te întreb dacă crezi că tinerii care vor să facă fashion design acum au cum să facă asta și fără studii oficiale, dacă pot învăța pe cont propriu. Eu cred că da. Am foarte mulți colegi de breaslă care îmi spun: Irina, tu ești norocoasă că ai făcut o școală. Da, într-adevăr, sunt norocoasă pentru modul în care s-a așternut viața mea. Chiar m-am considerat încă de mică norocoasă pentru aspectele prin care am trecut. Dar în ziua de astăzi nu cred că este atât de necesar, însă este foarte important dacă te duci singur chiar să muncești de două ori mai mult. Da, să studiezi, să cercetezi, să înțelegi cum funcționează lucrurile. Și asta cred că în general este cheia succesului, perseverența și să fii dedicat cu adevărat. Deci vorbim și de partea practică. Cum arată o zi din viața unui fashion designer? În cazul meu, care nu cred că este neapărat unul tipic, așa, chiar mi-am dorit să am versatilitate în viață, adică să nu mă plictisesc cu viața mea. Am zile în care poate lucrez doar la grafică, am zile în care sunt dintr-un atelier în altul, punând în practică ceea ce am creat. Am zile de filmări, pentru că mă ocup și de partea de styling, deși mai puțin acum, chiar sunt mult mai axată pe partea de producție și de design vestimentar. Dar cumva îmi place așa să merg în mai multe medii, 360 de grade, să interacționez cu haine cât mai mult, în cât mai multe contexte. Cred că toate experiențele te și ajută din punct de vedere al inspirației, nu? Da. Și care exact. E cel mai fain aspect al jobului tău? Clar, cel mai mult îmi place partea de creație și de design și cum ajungi de la poveste, de la idee, să o pui în practică. Cumva, efectiv, procesul ăsta este partea cea mai exciting pentru mine. Și hai să vorbim și de lucrurile mai puțin plăcute. Care este cel mai dificil aspect al jobului tău? Trebuie să mă gândesc. Poate că atunci când lucrezi pentru tine, deși are evident o parte extrem de plăcută, poate fi în același timp și o binecuvântare și un blestem, dacă pot să spun așa. E cu două tăișuri, adică dacă nu știi să ai un echilibru în viață, da, e foarte ușor să te duci în extreme, să overwork yourself, să iei mult prea personal ce se întâmplă. Știi, și uitând că intri într-o industrie în care, practic, de multe ori pentru oamenii cu care interacționezi, business is business.
ai tendința să fii un pic prea protectiv cu munca ta și să iei la suflet orice critică, orice, nu știu, da, orice critică, practic, și orice părere care nu este neapărat pe acea lungime de undă cu tine. Deci și detașarea este importantă de propriile creații. Cred că e valabil pentru orice domeniu creativ. Da. Sper. Tu ți-ai lansat propriul tău brand de haine. Asta e direcția în care se duc majoritatea designerilor vestimentari sau există și alte opțiuni să lucreze ca stiliști, să se angajeze la o casă de modă deja existentă? Cam care sunt opțiunile? Sunt foarte multe opțiuni. Chiar în primul an de facultate mi-am dat seama că sunt atât de multe opțiuni în industria modei și la facultate aveam foarte multe aspecte pe care poți să mergi, de la fashion design, la fashion marketing, la fashion imaging and promotion, fashion illustration, adică fiecare aspect din tot ceea ce compune această meserie ar putea fi o industrie în sine. Chiar și în cadrul fashion design-ului, am asistenta mea care a terminat la Unarte, a terminat design de textile, adică efectiv face design pentru textile. Însă acum a început și să lucreze pe partea de styling și la filmări, adică sunt nenumărate moduri în care poți să îți fructifici meseria. Și tot apropo de tinerii care încep în domeniul ăsta, care crezi că sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care de-abia se lansează în domenii? Ai observat ceva? De-a lungul timpului au venit foarte mulți prieteni, cunoștințe la mine că vor să-și facă un brand vestimentar. Asta este, eu sunt the go-to person, știi? Vrem să facem un brand de haine, ce trebuie să facem, Irina? Și ce le spun tuturor, și unii nu mă ascultă, dar au trăit-o pe pielea lor, este că nimic nu se întâmplă peste noapte. Și cred că era internetului, era digitală, ne face să credem că poți să obții lucruri ușor. Ceea ce este adevărat după un punct. După ce ai acumulat o experiență, după ce te-ai dat cu capul de pereți, adică nu ai cum să arzi etapele de început. Și etapele de început pot dura și 10 ani de zile. Asta dacă poate nu ai o investiție extrem de mare de la bun început, chiar să faci lucrurile ca la carte. Vorbesc efectiv de niște tineri care, să generalizăm, știi, pleacă dintr-un mediu decent, normal, scuze-mă, și pornesc pe drumul acesta. Orice vrei să construiești în viață, it takes time. Sigur. Da. Trebuie să înveți să aibă răbdare. Da, da, răbdare, perseverență și din punctul meu de vedere, încă un aspect pe care l-am văzut la tineri din ziua de astăzi, la tinerele generații, sunt foarte axați pe material, which is not a bad thing, dar dacă scopul tău principal într-un domeniu creativ este strict să faci bani, nu îți vei accesa niciodată adevărata creativitate. Eu o întrebare pe care mi-o puneam la facultate era: ce mă diferențiază pe mine de restul? Ce mă face pe mine unică? Pentru mine, primii 10 ani chiar au fost despre dezvoltare creativă și despre a vedea ce mă reprezintă pe mine cu adevărat, ca să înțeleg după și să-mi asum propria mea valoare și să pot să fiu la un moment dat demanding. Adică trebuie să te faci irreplaceable, in a way, da. Tu ai lucrat și lucrezi, de fapt, în continuare cu artiști cu nume destul de mari de la noi din țară. Cum ajungi să ai astfel de colaborări? Ce le-ai recomandat tinerilor să facă? Cum ar face networking? Sunt mai multe moduri în care poți face asta. Mie, sincer, mi-a plăcut să le scriu oamenilor. Da. Okay. Și cred că am avut și eu un dram de noroc, venind dintr-un background de menswear, acum 10 ani, într-o perioadă în care oamenii nu făceau atât de mult haine de bărbați, adică totul era pe women's wear, chiar și la facultate, cred că din anul meu erau 50 de studenți care făceau women's wear și 10 care făceau men's wear. Ce adică era, da, și în momentul în care m-am întors în țară și am postat normal pe Facebook digital colecția finală, chiar mi-au scris oameni. Dar ce ne învățau la facultate este că trebuie să insiști cu bun simț, bineînțeles, adică să nu fii agasant, dar dacă îți dorești ceva cu adevărat, chiar trebuie să insiști, adică să te duci, bați o dată la ușă, mai dai un telefon, mai te dă omul afară pe ușă, intri pe geam, adică să ai un pic curaj. Să arăți oamenilor ce poți.
O mentalitate foarte sănătoasă, de altfel. Da, să... da în, să în Londra era o competiție foarte mare vis-a-vis de unde faci internship-uri. Normal, erau poate sute de studenți care plecau pe un singur post de internship și atunci cei care, și asta ne spuneau și designerii cu care lucram, nu vin la noi cei mai talentați, vin cei care insistă cel mai mult pentru că se fac văzuți. Și cam așa e și în ziua de astăzi. Adică online poți să trimiți un mail oricui, lui Smiley, lui Feli, caselor de producție, I don't know. Chiar important este să fii prezent și să vrei să te dezvolți. Chiar să arăți deschidere. Pentru că am avut și experiențe cu puștii pe care îi luam în internship. Și efectiv primul lucru pe care îl făceau când ajungeau pe set erau să facă instastory-uri în timp ce eu despachetam hainele. Adică, știi, trebuie, chiar trebuie să fii willing să do the work. Da, da. Să mănânci bucăturică. Exact. Nu. Și un lucru pe care l-am observat cu artiștii cu care lucrez este că, normal, într-un context apropiat, îi apreciază foarte mult oamenii care le acordă spațiu, mai ales că ești un om care practic îi vede în chiloți, adică ești într-un spațiu foarte intim al lor și trebuie să le respecti acest spațiu și acea intimitate și să nu te bagi în viața lor. Chiar râdeam cu Smiley, eu cred că i-am cerut primul autograf după 6-7 ani de zile, ceva de genul ăsta, să și uita ciudat la mine, nu înțelegea ce se întâmplă și voiam un autograf pentru, cred că era un concert la Cluj, dacă nu mă știu, și aveam niște prieteni acolo și îmi ceruseră și chiar a avut așa o reacție, gen, pe bune? Adică vrei să dau eu ție autograf, tu mie? Sau... Da. Cred că e la mișto. Da, exact. Da. Cred că asta probabil e și foarte important, să-ți păstrezi și modestia în domeniul ăsta ca să poți să evoluezi în continuare. Așa este. La un moment dat mi-a zis cineva că, normal, ca orice artist, nu ești niciodată mulțumit de un produs final sau de ce faci. Și mi-a spus cineva la un moment dat, pe la 18 ani, că sper să nu ajungi niciodată să fii cu adevărat mulțumit de ceea ce faci, pentru că fix ăla e drive-ul care te va face să te depășești de fiecare dată. Dacă ajungi într-un punct în care ești autosuficient, s-ar putea să te plafonezi. Da, da, adevărat. Și ca să încheiem într-o notă pozitivă, dacă ai putea să călătorești cu 10 ani în urmă, ce sfat i-ai da Irinei de acum 10 ani? Oh. Măi, să știi că nu cred că am ceva ce m-aș sfătui, pentru că cumva m-am îmbărbătat de fiecare dată, chiar și în cele mai low momente ale mele sau în momente în care m-am simțit copleșită. Am știut că nu am decât o singură direcție în care pot să merg, adică înainte. Da, probabil că mi-aș mai da așa o reasigurare. Relaxează-te, că o să fie bine. Da, da. Da. Super, super. Irina, îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi să stăm de vorbă și sunt sigură că sfaturile tale o să fie de ajutor pentru cei care ne urmăresc. Mulțumesc tare mult și dacă sunt tineri care sunt interesați să afle mai multe detalii, îmi pot scrie, chiar primez destul de multe mesaje și pe Insta și pe Facebook și întotdeauna o să-mi fac timp pentru a îndruma oamenii. Important este să acționeze. Super, îți mulțumesc frumos! Mulțumesc tare mult și eu! Iar ție îți mulțumim că ne-ai urmărit. Acum știi cum devii designer vestimentar. Sperăm că ți-au fost utile detaliile discutate în emisiune. Iar dacă ai sugestii pentru noi pentru următoarele episoade, le așteptăm în comentarii pe conturile eJobs de social media sau la adresa contact@eJobs.ro. Zi faină!